Mă aflu la Pașcani, cum mă voi afla și în alte localități din Moldova, pentru a deschide un cabinet de parlamentar european, care să devină un punct de întâlnire și de consfătuire cu cetățenii. Credem că este absolut necesar să existe un dialog permanent și fecund între politicieni și alegători. Am ales să fac astfel de cabinete în orașele mai mici, care sunt de obicei ocolite de oameni politici cu funcții de demnitate publică înalte, tocmai pentru a arăta că avem un interes mare pentru toți românii și pentru a repune, ca să spun așa, pe harta interesului național și orașele care au fost uitate de clasa politică. Mi-am luat ca responsabilitate principală județele din Moldova, pentru că această regiune este probabil cea mai vitregită de clasa politică în ultimii 34 de ani, pentru că a fost lăsată într-o slabă dezvoltare cu program, pentru că din Moldova au emigrat probabil cei mai mulți români în căutarea unui loc de muncă și a unei pâini mai albe, pentru că aici sunt și resurse naturale și resurse umane suficiente pentru a începe reconstrucția României. De aceea mă aflu astăzi aici și continui să primesc întrebări, sugestii, propuneri de la cetățeni. Voi răspunde la întrebări, voi lua notă de problemele sesizate și de sugestiile făcute și voi acționa în consecință. Un om politic care nu este în legătură cu alegătorii lui, nu știe de fapt pe cine reprezintă și ce trebuie făcut pentru cei pe care îi reprezintă. Noi, AUR, încercăm să schimbăm acest fel de a face politică de până acum, care a fost în dispreț față de cetățean, cu nepăsare față de cetățean și cu superbia celor aleși care și-au imaginat că odată ce au primit un mandat de parlamentar sau europarlamentar, au devenit ființe superioare. O iluzie și o eroare de gândire extraordinar de mare. Nu, noi nu suntem turiști de lux la București sau la Bruxelles. Noi suntem în slujba țării. Și asta trebuie să o provăm în fiecare minut. Acum voi răspunde la întrebările pe care le-a pus domnul deputat Albișteam. Întâi de toate, știți prea bine că despre AUR se spune că, fiind suveranist, este izolat și izolaționist și, bineînțeles, neapărat putinist. Orice demers în interes național este citit în această grilă de propagandă. Pentru că propaganda împotriva noastră este uriașă. Este o mașinărie infernală, plătită cu bani foarte mulți, decât PSD și PNL. Și este greu să răspunzi acestei propagande. Nu putem face decât prin relația noastră nemijlocită cu românii. Faptele contrazic aceste opinii, asepțiuni și acuzații în cele din urmă. Faptele arată că noi nu suntem izolați nici pe plan național. Tot timpul suntem căutați chiar de cei care ne acuză ca să fim implicați în tot felul de aranjamente politice. Dar noi refuzăm pentru că avem o țintă și anume aceea de a sluji poporul român. Și pe plan internațional facem parte dintr-un grup politic mare, al treilea cel mai mare grup politic din Parlamentul European, grupul conservatorilor și reformiștilor europeni. Nu suntem izolați, deci. Nu suntem nici izolaționiști, nu suntem
pentru ieșirea din Uniunea Europeană sau din NATO. Ideile acestea sunt ticăloase și prostești. Pentru că noi ieșind din astfel de alianțe, am pune România într-o primejdie de moarte. Dacă am ieșit din NATO, am rămâne fără niciun fel de apărare. Asta este situația care ne-au adus politicienii până acum. Au distrus armata, au distrus industria militară și ne-au pus în situația de a fi apărați de alții. Pornind la realitate, că suntem oameni raționali. Și atunci, dacă asta este realitatea, înseamnă că noi nu putem simpli. Lasă că, în contextul belicos internațional, ar fi fost greu să fim singuri și dacă aveam forță militară și economică, precum Elveția, de pildă. Sau precum Israel. Tot ar fi fost greu. Fiind așezați unde suntem așezați. Geografic. Și cu toate implicațiile geostrategice. Deci este exclus să milităm pentru ieșirea din NATO. Este exclus să milităm pentru ieșirea din Uniunea Europeană, pentru că în Uniunea Europeană trăiesc 8 milioane de români. Dincolo de granițele statului român. Mai avem o țară în afara statului român. Oamenii aceia nu pot fi izolați de noi. Cum ar însemna, ce ar însemna să trasăm granițe între noi și Uniunea Europeană? Asta numai din punct de vedere uman. Din punct de vedere economic ar fi o catastrofă. Pentru că bandiții ăștia care au avut pe mână România atâta vreme, au sporiat-o și ar fi mers mai departe dacă nu trebuia să respecte câteva norme. Asta că au împărțit și cu alții. Am spus mai devreme că statul este captiv unei mafii transnaționale și transpartinice, nu? Și nu mi-au cuvintele înapoi. Știu bine ce spun. Însă, din punct de vedere economic, noi astăzi nu mai producem mare lucru. Am fost transformați în piață de desfacere. Cum poți să ieși dintr-o organizație cum este Uniunea Europeană, tu neproducând nimic? Cum să spui problema asta? De toate. Dacă ești un național și patriot și ții la țara ta. Nu-ți dai seama că ai băgat-o într-o sărăcie extremă? Deci nu suntem izolaționiști. Nu suntem pentru o exit. Nu suntem împotriva alianțelor militare. Dar asta nu ne oprește să criticăm acțiunile, faptele și opiniile unor reprezentanți ai acestor alianțe din care facem parte. A nu se confunda Uniunea Europeană cu Ursula von der Leyen. Ea are niște păreri, are și un plan de lucru. A primit votul în Parlamentul European pentru asta, votul majoritar al trădătorilor din toate statele, inclusiv de la noi. Toți trădătorii ăștia, la PSD, PNL, USR, UDMR, au votat-o. Și au și felicitat-o. După aia s-au dus să îi ofere omagiile. Singurii care s-au ridicat împotriva ei au fost noi. De ce? Pentru că noi știm cât de grav vor afecta politicile Uniunii Europene România în condițiile în care planul doamnei Ursula von der Leyen va fi dus la capăt. Fiind acolo, putem încerca să ne opunem. Putem determina anumite alianțe, fie și punctuale, prin care să întoarcem anumite decizii. Există pârghii în Parlamentul European. Nu suntem chiar așa lipsiți de putere. Chiar dacă nu facem parte din majoritate. Dar așa cum am reușit în Parlamentul Național să oprim anumite demersuri și legi, să le amânăm pe altele, să schimbăm felul de abordare al majorității, care era în total dispreț față de opoziție, prin ceea ce am făcut noi, adică prin transparentizarea acțiunilor politice din instituția Parlamentului. Prin luarea de atitudine față de toate actele și faptele care erau îndreptate în contra interesului național.
prin inițiative legislative care dădeau modelul unei alte politici, unui altfel de a gândi viitorul națiunii. Așa vom face și în Parlamentul European. Nu ne oprește nimeni să facem asta. Și chiar dacă noi convingem pe unii colegi de-ai noștri să ne susțină, mărturia noastră va cântări mult și va arăta românilor că se poate și altfel. Românii până acum n-aveau niciun interes față de parlamentarii europeni dintr-un singur motiv. Pentru că nu le vedeau rostul. Pentru ce să merg să-i votez pe ăștia? Că eu nu știu ce fac ei acolo. Care e activitatea lor? Care e rostul lor? De ce se duc acolo? Câștigă bani mulți și stau departe de țară. Cum am spus mai devreme, turiști de lux. Noi vom arăta care sunt atribuțiile, ce se poate face, care sunt mizele mari pentru care ne luptăm, care sunt acțiunile celor care duc în Parlamentul European o politică globalistă și vom lua nu doar atitudine față de ei, ne vom opune cu tot ce putem noi. Și cu votul și cu toate celelalte instrumente la îndemâna parlamentarilor europeni. Și atunci se va vedea. Deci parlamentarii europeni au un rost acolo. Și poate că interesul românilor va crește și peste 5 ani nu vor mai fi câțiva patrioți în Parlamentul European, ci vor fi majoritatea europarlamentarilor români din rândurile patrioților. Și atunci putem să facem altceva. Mai mult. Și a doua întrebare era legată de... Da, deci o întrebare era legată de cum poate colabora cu alte forții din Europa pentru a opri această politică distructivă a doamnei Ursula von der Leyen, care urmărește să sugrume, practic, suveranitatea statelor naționale și faptul că prin acest Green Deal, această politică verde, sunt distruse economiile statelor naționale și se cresc datoriile tuturor statelor, Franța, Italia, România, toate au datorii din ce mai mari și depășesc 100% din PIB. Și apoi, ce se poate face efectiv pentru România, având în vedere că avem o colaborare destul de grea cu ceilalți europarlamentari români, PSD, PR, care sunt globaliști și... Când vom face publice voturile pe chestiuni dureroase legate de România, ori să-mi gândesc de două ori înainte să voteze, așa cum le dictează grupul politic socialist sau al verzilor sau al popularilor, care de fapt sunt tot niște stângiști, dar cu alt număr. Se vor gândi de două ori. Și poate că în cele de urmă o să-și mai schimbe un pic. Au văzut că am luat noi atitudine față de problemele riscate de inundațiile din țară și că am cerut ajutor pentru România. Noi am inițiat. Noi, cei din grupul conservatorilor și reformiștilor, am inițiat o rezoluție. La care după aceea s-au raniat și celelalte grupuri politice. Au să ieși și ai noștri. Că și ei sunt interesați de asta, că și ei vor. Bă, fraților, dar voi ați fost la guvernare 34 de ani, faceți 35 de ani de când sunteți la guvernare. De ce nu ați luat măsuri? E normal acum să cerem ajutor de afară? E normal, pentru că și noi contribuim la bugetul Comisiei Europene și la bugetul Uniunii Europene. Dar nu e mai firesc să preîntâmpini nenorocirile, să salvezi vieți omenești, să nu permiți să fie atâtea pagube, atâtea case dărâmate și așa mai departe. Mă rog, asta putem să facem. Cum am spus, facem transparent ce se întâmplă acolo. Luăm atitudine și avem inițiative. Va fi foarte greu de blocat Green Deal-ul pe care doamna von der Leyen, într-un discurs care ne-a îngrozit, efectiv, când a cerut al doilea mandat în fruntea Comisiei Europene, a spus că îl va duce la un nivel mai înalt. Adică vrea să pună pe butuci toată economia Uniunii Europene. La ultimele consecințe. Da. Va fi foarte greu pentru că majoritatea care o susține în Parlament este decerebrată, lipsită de inimă față de popoarele pe care trebuie să le reprezinte și interesată doar de propria soartă. Să rămână la putere, să rămână la privilegii, să rămână atrânați la un buget. Atât interesează.
Și va fi foarte greu. Dar noi suntem chemați la luptă. Victoria o potrivește Dumnezeu. Facem ceea ce trebuie să facem. Și unde omul se slăbește, Dumnezeu miluiește. Altceva nu putem spera. Gândirul e o mare problemă. Nu e singura. Este dureroasă pentru că ne bagă în sărăcie pe toți. Și ne pune pe noi, Uniunea Europeană, la cheremul unor alte puteri economice internaționale. Ca Statele Unite, China, într-o oarecare măsură Rusia, în orice caz BRICS-ul, va avea mare câștig de pe urma măsurilor luate împotriva economiei Uniunii Europene, sub pretextul acestei ecologizări. Ne ecologizăm până ne exterminăm. În condițiile în care reiau și reiau această informație, Uniunea Europeană poluează 7% din întreaga poluare a lumii. Și dacă noi nu mai poluăm deloc, tot rămân suficienți care să polueze. Nu asta e soluția. Bun. Sunt gata să vă răspund și dumneavoastră la întrebări, dacă aveți, de la presă. Mă interesează ceva local. Mai mult în local se poate acum asta mai ales. Da, vă rog. Da, spuneți. Cătălin din Jurnalul Regional. M-a interesat să știu ce politică va face AUR la Așcan, pentru că sunt doi consilieri locali care va intra în nou legislativ. Și dacă AUR Așcan țintește de o funcție publică. Dacă sunt și negocieri cu acolo conducere. Haideți să vă spun un lucru. Noi nu glumim. Când am promis că facem alianță cu românii, facem alianță cu românii. Acum, românii determină acțiunile noastre politice. Și asta nu e o metaforă. Românii au hotărât la Pașcan să avem doi consilieri. Acești doi consilieri trebuie să facă ceea ce am promis în campania electorală. Nimic altceva. Dar nici mai puțin de atât. Ce am promis, ducem la bun sfârșit, pentru că numai așa vom convinge românii să ne voteze și pentru parlamentar. Nu ne aliem cu cei care se fac vinovați de dezastru țării. Nu ne aliem cu cei care nu vor să scoată România din marasm. Nu ne aliem cu cei care nu acceptă cel puțin 5 condiții prin care putem ridica o comunitate sau țară. Cum ar putea AUR să ducă la definire obiectivele de care scrieți în campania electorală dacă ești în opoziție? Și cum ar putea AUR să ducă la definire dacă faci o alianță din funcție, nu știu, o funcție... Nu e nevoie de o alianță pentru a-ți atinge anumite obiective. E nevoie de negociere politică și de o presiune puternică făcută de reprezentanții noștri în Consiliul Local, din preună cu cetățenii. Dacă există un obiectiv al orașului care trebuie realizat, noi îl identificăm și facem o propunere de hotărâre de Consiliu. Acea propunere se poate negocia în interesul oamenilor. Asta nu înseamnă o alianță. Asta înseamnă că îi determin pe ceilalți să susțină un proiect al tău. Așa cum se face și în Parlament. Într-o comunitate mai mică, este mai ușor. De ce? Din punctul meu de vedere. Și nu vă spun asta dintr-o părere. Vă spun pentru că am fost, între altele, ziarist local și am scris despre ce se întâmplă în consiliile locale mult timp. E mai ușor pentru că reacția din stradă este mai puternică și este mai ușor de perceput. Atunci când există. Atâta vreme cât cetățenii n-au nimic de comentat, n-au nimic de solicitat, n-au nicio obiecție față de ce face un primar sau un consiliu local, degeaba urlă opoziția. Dar opoziția are menirea de a convinge și cetățenii și pe cei din majoritatea
care guvernează local, de oportunitatea unor proiecte, de necesitatea unor măsuri și mai departe. Cu alte cuvinte, ca să nu credeți că evit un răspuns. În politică se negociază, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem alianță. În politică nu este totul să ai o funcție de primar, de viceprimar. Colaborarea. Contează colaborarea. Capacitatea consilierilor noștri de a îi convinge pe restul consilierilor și de a determina un sprijin popular pentru acțiunile lor, va fi determinantă. Fără asta, nu putem schimba mare lucru. Deocamdată, pentru că avem doar doi consilieri. Dar și dacă n-ar izbuti în nicio acțiune, doar modelul de politică pe care îl oferă, va fi convingător, va fi suficient de convingător pentru ca la alegerile următoare să avem un rezultat mult mai bun și atunci să guvernăm noi local. În politică nu e nimic degeaba. Dacă faci, dacă te interesează să faci, dacă te duci acolo doar să-ți iei indemnizația sau chiar nici nu te duci, nu te interesează, atunci nu faci. Am înțeles că s-a discutat cu colaborare până la momentul actual? Nu discutăm niciun fel de colaborare până când nu intrăm în mandat. Ce să colaborăm? 1. 2. Nici după ce au preluat mandatele, nu au susținerea consilierii noștri, nu au susținerea politică a conducerii partidului pentru niciun fel de înțelegere, niciun fel de alianță până după alegeri. Noi vrem să vedem ce hotărâ românii. De asta am spus că alianța noastră e cu ei, nu cu alții. Dacă românii vor hotărâ ca AUR să guverneze, este o situație în care vom putea determina schimbări și în privința guvernărilor locale. Că știți foarte bine că primarii au foarte mare nevoie de guvern. Dacă AUR nu va lua majoritatea, dar va lua un vot suficient de mare ca să poată participa la guvernare, este altă situație. Dacă AUR nu va lua un vot care să-l trimită într-o formulă de guvernare, atunci va face ce va putea, exact cum a făcut din 2020 încoace. Înseamnă că românii vor să mai aștepte până să ne dea un credit pasiv. Dar eu nu văd cum poți să votezi de fiecare dată aceleași formațiuni care te-au dezamăgit, ca să folosesc un eufemism, și să aștepți ca ele să-și schimbe comportamentul și să facă ceea ce ai vrea tu să facă. Cred că românii au suficiente motive să voteze împotriva PSD și PNL și pentru AUR. Menirea noastră este să le ușurăm o astfel de decizie. Prin exemple de zi cu zi pe care le dăm în privința politicilor noastre. Altcineva? Rog, colegii din sală să adreseze întrebări. L-avem pe domnul europarlamentar aici, nu l-avem tot timpul. Asta când acum e momentul să puteți să întrebați. Ce? Nu vă scriți tot ce credeți că merită întrebați și vreți să scriți, vă rog. Sigur că nu v-ați fiară întrebare. Mă gândesc că poate aveți o întrebare. Eu voiam să dau la ceea ce a spus. S-a spus aici că noi, ca consilier, dacă intrăm, încă nici n-am intrat în Consiliul Local, dar este vorba de o colaborare pentru binele cetățeanului din Pașcani. Adică eu nu pot să fiu gica contra dacă este un proiect spre binele oamenilor din Pașcani. Pentru că dacă eu votez împotrivă și acest proiect este bun, înseamnă lumea, data viitoare nu mai votează. Dar prin colaborare și înțelegere cu ceilalți colegi, eu încerc să depun proiectele mele, să-i convin că sunt buni spre binele cetățeanului. Sunt foarte multe probleme. De bine, degeaba acum puteți să-mi spuneți ce proiecte veți avea. Bine, depinde și ce, în ce comisii vor fi repartizați. Dar avem și noi proiecte bune pentru
societate locală. Și încercam prin colaborare, nu numai alianță scrisă prin ERTIP, prin altceva. De altfel, să știți că modelul ăsta de politică noi l-am dat în Parlamentul Național. Noi am votat de fiecare dată legile pe care, proiectele de lege pe care le-am considerat bune pentru români, indiferent de unde veneau ele. Și ne-am opus, de asemenea, tuturor celorlalte care nu corespundeau, din punctul nostru de vedere, acestui criteriu. Mereu am votat pentru români. Acum, unii pot aprecia asta, alții nu pot aprecia. De pildă USR, niciodată n-a votat proiectele AUR, deși recunoșteau în discuții particulare că sunt bune. Se abțineam. Când nu puteau vota împotrivă, se abțineam. Ca să nu cumva să susțină un astfel de proiect. Liberalii și pesediștii, la fel. În ultima vreme, v-am spus că am determinat o schimbare la ei, se abțineau, nu puteau împotrivă. Dar preluau ideile noastre și făceau ei alte proiecte. Și așa e bine. Noi avem inițiative, avem idei, le putem da foarte multe, doar să le facă. Dacă nu sunt în stare să le gândească. Iată că premierul Ciolacu a mers până într-acolo încât să ne copieze programul de guvernare, dar ceva nu i-a ieșit. El n-a înțeles, de fapt, care e gândirea care stă în spatele acestui program de guvernare și atunci copiuța a ieșit ca aceea unui elev foarte slab, ca să nu spun loază, care copiază după premiantul clasei și nu înțelege ce a scris ăla acolo. Copiază și el așa, ce reușește. Nu merge așa. Domnul premier Ciolacu, păi zici că reindustrializezi România, după ce noi am spus că o reconstruim, și din toate punctele de vedere, inclusiv industrial. Păi cum faci asta? Dacă tu nu ai capital. De unde produci capital? Din resursele naturale. Unde sunt resursele naturale? Păi sunt înstrăinate pe nimic. Da? De unde mai e capital? De la bănci. Cum se de la bănci dacă tu ai transformat sistemul bancar românesc într-un monstru care profită de slăbiciunea statului român și aplică niște dobânzi uriașe la împrumuturi. Și nu ajută niciun fel de dezvoltare. Ce plan de industrializare ai tu? Ce anume ai vrea? Cu ce industrie ai începe? Nu-i stai să spună nimic. El recită papagalicește ceva ce a văzut la alții. De ce nu-i ajută nimeni pe agricultori? Am fost, cum v-am spus, în județele din Sud, unde seceta a făcut prăpăd. 1.700.000 costă reabilitarea sistemului național de irigații, care până în 89 iriga 3,3 milioane de hectare de teren agricol. Din cele 13 milioane pe care le avem. Ce îl oprește să scoată 1.700.000 și să dea pentru acest sistem? Nimic. Numai reaua intenție. Pentru că noi nu trebuie să producem. Noi trebuie să consumăm de la alții. Și mai dăm. Am dat sistemul Patriot de $1 miliard ucrainienilor. Acum, toți parlamentarii europeni de la PSD, PNL, USR, UDMR au votat ca România, ca toate celelalte state, de altfel, să dea 800 de milioane de euro anual pentru armament în Ucraina. Pe lângă celelalte cheltuieli pe care le face pentru Ucraina, da? Cu refugiații, cu invazia de cereale în piața românească, care determină falimente și așa mai departe, cu truburile care ne sunt stricate de autocamioanele lor, care nu mai sunt controlate la ordinul Comisiei Europene, nu mai sunt controlate, pot să transporte orice, droguri, carne vie, orice. Că nu sunt oprite, nu sunt controlate, n-au voie. Autoritățile noastre, pe teritoriul național. Este un afront adus la suveranitatea statului colosal. I-am pus întrebare doamnei Fondana și răspunde? Nu răspunde. Și toate celelalte cheltuieli pe care le facem. Pentru alții, dar pentru noi de ce nu facem? Pentru că, uite, sunt soluțiile. Le indică agricultorii. Și dacă investești în agricultură, te salvezi. Acolo este mâncarea. De mâncare are nevoie toată lumea. Investițiile și o strategie cu cap ne salvează de sărăcie. Sărăcia ne costă mult mai mult decât investițiile. Da, acum,
câte, au zis câte 200 de euro la hectar despăgubiri pentru cei afectați de secetă. Am făcut un calcul, sunt vreo 400 de milioane de euro. Anul ăsta. Anul trecut au mai fost niște sute de milioane. Anul viitor, dacă iar vine seceta și noi nu avem sistem de irigație, mai sunt niște sute de milioane. Păi uite că ai făcut bani pentru a reabilita sistemul de irigație. Sistemul de irigație, încă o dată, există. Nu mai sunt țevile, dar sunt canalele care contează. Le anvelopezi frumos, le faci țevăraia, pompele de apă și asta este. Nu știu? Știu. Nu vor. Despre asta e vorba. Și el vine după 34 de ani de când stă la putere. Că el fiind PSD, nu? Da? Într-un fel sau altul, PSD și PNL au condus în toată această perioadă. Păi vii tu cu ce tu pe UV și spui că da, noi acum vrem să salvăm România. Da, noi acum reindustrializăm. Păi de ce nu ai făcut-o până acum? Dar nu ești la putere, dar ești de 4 ani la putere. De ce nu ai început-o deja? Vei începe. Dacă îți mai dau votul pentru încă 4 ani. Asta este o minciună de față. Cum se pot lăsa oamenii păcăliți de așa ceva? Poate...